limba română e hrană sfântă, tuturor ce-o cuvântă. Limba română e încântare, e suflet al trupului. Și știu că mă parc în sufletul lor și celor care și eu îi parc în sufletul meu. Pentru mine această zi va fi memorabilă. N-am știut că este o asociație cu Ziua Sfântului Dumnezeu. Îl simt cu Dumnezeu alături de noi. Și încă o dată mă simt binecuvântată. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc foarte mult, doamnă Gabriela, pentru momentul pe care am lăsat să se desfășoare cum a dorit domnia sa. Este o prezentare inedită din punctul meu de vedere, prin ceea ce a prezentat, prin ceea ce a vorbit, prin felul de a-și introduce personalitatea, creația în această atmosferă de sărbătoare Sfântul Dumitru. Și eu zic că putem să facem lucruri frumoase. Cei care sunteți mai vechi, știți că aveam intervenții de la telefonice, de la Hunedoara, de la Brașov, de la Iași și din toată țara. Dar să nu lungeți vorba, caut pe cât posibil să înscurtez eu din minutele mele și să rugăm cântecul popular să treacă aici cântecul. Doamna, cântați acolo, gata, cântați că aveți, perfect, cântați de acolo, sala e mare și noi vă auzim cu sufletul și cu inima. Și uitați aici trei voci, trei vârste, trei oameni frumoși, precum sunt românii noștri de pretutindeni. Să îi iubim, cel puțin eu sunt, de partea dumneavoastră, de partea cântecului popular, de partea poeților valoroși, de partea limbii române, așa cum a încheiat poezia și cântecul doamnei Gabriela Aleș. Dragii mei, să ne bucurăm de această frumoasă zi, de picturile care ne sunt aduse, dar dăm cuvântul ceva mai încolo la toți autorii să vorbească și să danseze în primul rând. Dansați, fraților! Muzica! Pozații! Nu veți auzi oricând așa minunății de voci. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
se poate. Se poate. Să spun ceva.